sau prin fabricarea dosarelor. Trebuie să recunosc că o parte din vină pentru această situație în care am ajuns o port personal. Prea mult timp am tolerat pornirile cu caracter vădit antidemocratic ale unora pretinși exponenți ai unei guvernări democratice. Prea mult timp a trebuit să fac cederi în numele Alianței, a viitorului democratic și european al Republicii Moldova. În timp ce noi guvernam, unii foloseau guvernarea Alianței pentru Integrare Europeană ca pe un paravan, pentru a-și camufla adevăratele interese, pentru a-și întări acele scheme defectuoase moștenite încă din perioada guvernării comuniste. În 2009 am pornit cu toții să construim o Moldovă europeană, prosperă, liberă, democratică, cu instituții ale statului care activează în interesul cetățenilor. Am crezut sincer că unii se pot debarasa de apucăturile lor, dar m-am înșelat. Acei care au construit scheme criminale cândva, continuă și acum să-și facă interesele.